Bine v-am găsit la intrare liberă, domnilor și domnilor. Astăzi seară un invitat special, unul dintre cei mai cunoscuți regizori din România, Tompa Gabor. Mă bucur că ați acceptat să veniți în studioul nostru, domnule Tompa, și profităm de prezența la București. Altfel nu știu cum făceam emisiunea asta, pentru că în curând o să aveți o premieră la Naționalul Bucureștean. Tompa Gabor, acompaniat de Carmen Stanciu, teatrolog, conferențiar universitar la UNADC și colegul meu, Matei Martin, jurnalist cultural, redactor șef al revistei Observator Cultural. Să începem cu lucrurile proaspete, cu această premieră. Un text asupra căruia v-ați aplecat de mai multe ori, încă de la sfârșitul facultății, parcă așa mi-ați spus, că l-ați montat prima dată, Tango de Mrojec. Iar criticii au observat că de-a lungul timpului dumneavoastră vă simțiți foarte bine în literatura absurdului, iar Mrojec parcă e din aceeași familie. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Da, Tango este într-adevăr o provocare pentru că a fost spectacolul cu care mi-am dat eu examenul de diplomă la Cassandra în 1981, deci au trecut peste 42 de ani, cu o distribuție care atunci erau studenți în anul 2, unii dintre ei la Octavian Cotescu, Radu Amzulescu, Petrica Nicolae, dar au jucat și profesor, Geta Angheluță, o distribuție foarte bună, la care am ajuns după foarte multe schimbări. Și țin minte că m-am dus să mă rog de Octavian Cotescu, care nu era numai profesor de clasă, dar era și rector pe atunci. Și mi-a spus, apropo de Petrica Nicolae, zice, puiule, ți-l dau pe Nicolae, dar numai pentru Edec. Și spectacolul s-a păstrat pe afișul Casandrei încă două stagiuni, ceea ce m-a bucurat foarte tare. Am lucrat cu pe atunci studentul Ștefan Maitec, care termina atunci la scenografie. Sunt amintiri frumoase. Am fost singurul din clasă care am făcut la Cassandra, la Cassandra spectacolul de diplomă. Ceilalți, Victor Ioan Frunză, Dominic Dembinski, Andrei Mihalache, au lucrat la teatre și eu am vrut neapărat să fac spectacol acolo. Sigur, au trecut patru decenii. Și ziceați că Mrojec este un reprezentant al teatrului absurdului. Toată literatura asta absurdului... Oricum se înrudește. Beckett, ia, e adevărat. Beckett, Ionesco, Sartre, Mrojec. Dar astăzi, acești autori, acești dramaturgi sunt mult mai ușor de înțeles pentru publicul larg. Pentru că lumea e mult mai absurdă, deci nu teatrul este absurd, lumea e absurdă și atunci anumite piese din anii 50, Beckett, Godot, Endgame, Ionescu, Cântăreața Cheală, Mrojec, în anii 60, piesa a fost scrisă în 64. Deci atunci erau mai puțin de înțeles, erau întâmpinați cu anumită rezervă, că era un tip de teatru nou, era un tip de teatru cu o structură dramaturgică foarte diferită, de exemplu, de piesele realist-psihologice și, de exemplu, ce era la modă atunci, Tinerii Furioși americani sau, mă rog, Tennessee Williams, O'Neill, Arthur Miller, Edward Albee, care frizează, de fapt, absurdul. Astăzi, cred că au devenit mai aproape de un fel de poezie realistă și cred că dacă ar trăi Ionesco, Beckett, Mrojec, de fapt, și-ar face cruci față de cum a ajuns lumea, față de ce se întâmplă în piesele lor. Deci eu cred că și tinerii înțeleg mai bine astăzi piesele așa zise ale teatrului absurdului. Noi avem niște imagini din repetițiile de ieri și dumneavoastră pe scenă, actul 3, și vedem și actorii care sunt foarte, foarte buni, actorii Naționalului, Mihai Constantin, Emilia Popescu,
fiul lui Mihai Constantin, Matei Constantin, nu urmărisem traseul acestei familii de artiști, nu știam că și fiul e actor, cred că a terminat de curând un ATC. Da, a terminat acum 2 ani, cred. El e foarte tânăr, are 23 de ani și, de fapt, pășește și numele bunicului, care a fost unul de cei mai mari actori din lume. Evident, George Constantin. George Constantin, pentru mine, că n-am avut ocazia să lucrez cu el, deși era un proiect în care trebuia să lucrăm împreună, n-a fost să fie. În schimb, cu Mihai am lucrat mai multe piese, Wojciech la Teatrul Vulandra, Hamlet la Teatrul Național din Craiova, unde jucase regele. Am lucrat la teatru de comedie, Ubu înlănțuit, dar am lucrat și în film. Singurul meu film de lung metraj, Apărarea chineză, care a fost și la Berlinală și a fost unul dintre personajele importante. Aici, provocarea cea mare este că ei care joacă împreună pentru prima dată, chiar joacă tată și fiu. Da. Și cred că acest lucru, după ce am făcut audiții cu tinerii, foarte talentați, de altfel, atât cei care au intrat în distribuție, dar cât și cei pe care nu i-am mai luat, dar erau foarte buni, era greu de făcută selecția, dar argumentul principal a fost că hai să vedem cum este dacă ei joacă chiar tată și fiu, fiul revoltându-se foarte tare împotriva tatălui în acest spectacol, în această piesă. Și așa cum am avut cum mi-au dat de înțeles, există acest conflict, așa cum și eu am copii de această vârstă, 25 și 21. Și vă contestă? Sigur. Sigur, dar mă contestă pașnic. Să mai marcăm totuși distribuția fetele, nu? În dublu... Cătălina Mihai, care a fost premiată și a fost la... Nu e prima dată când lucrez cu ea, am avut un proiect al Uniunii Teatrelor din Europa anul trecut, o coproducție între Teatrul Maghiar din Cluj, Teatrul de Stat din Constanța și Teatrul Național din Ljubljana, cu actori din cele trei teatre, Prometeu 22, în care se vorbea, fiecare actor vorbea propria limbă, plus că am avut niște inserturi din Beckett, piesa lui Beckett, una dintre foarte scurtele piese ale lui Beckett, Catastrofă. Uh-huh. Și în care actorii, inclusiv Cătălina, juca o asistentă a regizorului, care era Zeus în spectacol, care vorbește engleză. Deci ei vorbeau și engleză. Da, despre producția asta multinațională o să vorbim. Maruca Băiașu, care este dublură, deci joacă, nu e dublură, joacă amândouă același rol. Pe rând și doamna Negrea, evident. Rodica Negrea, cu care n-am lucrat, dar pe care o respect și o admir de mult, de când era încă studentă la Olga Tudorache și la Teatru Mic juca niște roluri memorabile. George Ivașcu, care se întoarce în forță, în teatru, după directoratul de la Metropolis și scurta... L-am mai văzut și la Bulandra, și la Andrei Șerban. Dar după ce a fost și ministrul culturii, s-a întors și mă bucur, pentru că și cu el... De fapt, ne leagă o prietenie de mai multă vreme cu mulți dintre cei din distribuție. Emilian Oprea, excepțional actor pe care... Lumea îl cunoaște din diverse serialuri. Și din seriale, televiziune. Și, și din filmul lui Tudor Giurgiu. Și din filmul lui Tudor Giurgiu. Carmen? Mă uitam și mi se pare că v-ați făcut o distribuție ideală, ceea ce din start cred că ridică la plasă publicului bucureștean, care cred că are nevoie și de acest tip de piese. Reflectam la ce spuneați, uitându-mă în urmă și la montarea de la Timișoara cu rinocerii și pentru că este una dintre temele asupra care reflectez și eu deseori, cât de puțin absurd, cât de mult... trăim în această angoasă existențială
pe care autorii menționați de Mirela mai devreme o tratau ca pe un joc al formelor literare și care într-adevăr azi au glisat într-o realitate foarte teatrală și au schimbat. Într-adevăr, e o nevoie, o revizitare. Ați făcut și dumneavoastră acest lucru, mă gândesc acum și la spectacolele făcute de Silviu Purcărete în exegeze ionesciene, care de asemenea marcau, în special Macbeth, Macbethul ionescian, această glisare, această întrepătrundere între niște forme pe care noi le încadram, obișnuia să le încadrăm într-o artă conceptuală și o realitate care a căpătat carne prin realitatea care a ajuns. Pe mine m-a atras întotdeauna la Teatrul Absurdului și această structură muzicală a textelor și gândirea scenică. Ați mai zis asta în interviuri? În ce fel? Că m-a și intrigat. Sunt replicile și situațiile sunt extrem de teatrale și ei gândesc, în special Becker, dar și Ionescu și Mrojec, gândesc foarte scenic. Ei nu au didascalii sau instrucțiuni ale dramaturgului care sunt de fapt niște propuneri numai, ci ei văd foarte bine și lumea obiectuală de pe scenă. Și Ionescu, care este, mă rog, unul dintre autorii mei preferați, eu vreau să fac, dacă trăiesc, atât o integrală Ionescu. Am făcut doar 6 piese de Ionescu. Chiar Ionescu. Anul trecut am terminat la Luxemburg scaunele cu Ana Pelea. Pe care l-am văzut în Festivalul Național de Teatru. Și Ionescu, de exemplu, Cântăreața Cheală, e un exemplu extraordinar. Acolo fiecare și spectacolul dumneavoastră e un jalon important în istoria teatrului românesc, cel puțin în istoria teatrului românesc din ultimele 3 decenii, da? Imediat după Revoluție. Eu eram student în anul întâi când Cântăreața a fost prezentat la București în Festivalul Național de Teatru. Și mecanismul acela marcat foarte bine prin filmul care se derula doar la nivel de acțiune scenică înapoi și ne întorceam. Era o decodificare regizorală, mărturisesc, eu cred în teatru de regizor și tocmai combinația dintre un teatru foarte matematic, bazat pe repetiții, pe mecanisme extrem de precise și gândirea regizorală e fascinant în exegezele scenice ale lui Tompa Gabor. Deci muzicalitatea aceasta despre care constă și în faptul că deși toate replicile din Cântăreața Cheală, de exemplu, sunt nonsens în sine, dar dacă încerci să tai mult, este ca într-o operă muzicală, ca și cum ai sări măsuri sau note. Pe de altă parte, mă interesează și subiectul pe care îl abordează de multe ori Ionescu sau Becket. Subiectul mântuirii probabil este Becket, ultimul dramaturg universal care vorbește despre mântuire, dar subiectul morții, dar subiectul înstrăinării și a lipsei de comunicare, a descompunerii gândirii și acțiunilor umane, golirea lor de sens, și așa mai departe, lucru pe care îl trăim zi de zi. Da, mie mi se pare foarte interesantă fascinația publicului, dar și a regizorilor mai tineri, pentru Becket, dar și pentru Mrojec, iată, care se joacă totuși la Cassandra sau în spectacole de examen, spectacole de licență, spectacole de an, deja de multă vreme. Probabil că și profesorii îl iubesc foarte mult pe acest autor și îl propun studenților să-l joace. L-am văzut și la Gala Hop, l-am văzut și prin diverse reluări, în mici schițe, scheme, O zi de vară, Casa de pe graniță, Tango și așa mai departe. Dar vreau să vă întreb, domnule Tompa Gabor, ce rezonanță capătă piesa asta acum față de cum a fost acum 40 de ani când ați montat-o prima dată, într-un moment, într-o epocă în care existau riscuri, pentru că textul este totuși riscant. Adică, nu știu cum, în primul rând, cum ați eludat cenzura, dacă ați avut discuții de acest tip, cum a sunat atunci și cum sună acum în deplină libertate și într-o competiție foarte mare la nivel teatral. Și aș adăuga, Matei, că m-am uitat și la alte reveniri asupra textului ăstuia și în 97, la Budapesta, în Spania, în 99, în 2008 cu studenții americani de la San Diego. Și mă gândeam, de fapt, ce semnificații capătă
în funcție de acești ani de schimbare, de deceniu, de epocă? În 1981, spectacolul era clar un fel de protest împotriva dictaturii. Deci era vorba despre dictatură, în primul rând. Astăzi accentele s-au schimbat, traducerea în limba română este una excepțională, deci este ca o partitură muzicală și nu cred că există cuvinte greșite. E formidabil, a lui Irina Păslariu Lukasiczyk. Și dacă în 81 era evident că tangoul este despre putere, astăzi cred că ceea ce se întâmplă în lume, în primul rând și în această lume divizată, cu extremele care nu mai au dialog între ele, decât cu ideologizarea discursului și a narativelor, diverselor narrative, începând de la pandemie, la război, cu această liberalizare deci progresistă, în care cei care se consideră liberal nu mai au nicio legătură cu valorile tradiționale ale liberalismului, cu ideologie aproape criptomarxistă, criptocomunistă. Există acest pericol, trăind practic 15 ani și lucrând în Statele Unite, am văzut treptat cum această ideologie câștigă teren, duce la anarhie, vezi mișcările acelea cu Antifa și așa mai departe, fluxul de migranți, politica LGBTQ dusă la, de exemplu, acum s-au adus niște legi în California în care dacă părinții se opun ca un copil minor care n-a împlinit încă 18 ani vor să facă operație transexuală, atunci statul poate să ia copiii de la părinți. Este o lege monstruoasă și care nu face decât să arate un suflet foarte întunecat. Ei, în această piesă, faptul că personajul tânăr, Arthur, trăiește într-o lume a unui liberalism anarhic, unde totul este permis și nu există niciun fel de reguli, nici de etică, nici de morală și așa mai departe, aceasta e un teren foarte fertil pentru apariția dictaturii forței brute, a militarismului. Sigur că ceea ce vrea el este o cale greșită, readucerea convențiilor și formelor vechi, care nu se mai potrivesc situației de astăzi. Deci nu se poate să întoarcem roata timpului, că nu există întoarcere în trecut, deși un filozof spunea că în trecut totul este posibil. Astăzi aceste încleștări capătă niște nuanțe și semnificații foarte puternice și ideea este că de fapt nu există dialog iarăși între cele două generații. Deci există doar împotmolirea în aceste ideologii opuse și despre subiect nu se discută. Deci, iată, una dintre temele care pe mine mă interesează, în sensul că nu știu cum se mai poate ajunge la împăcare, la neînțelegere pașnică, pentru că nu trebuie neapărat să ne apropiem punctele de vedere sau să preluăm punctul de vedere al opoziției. Opoziția este necesară în continuare și întotdeauna. Dar această extremizare a ideologiilor și ideologizarea culturii în același timp este un fenomen foarte periculos. Deci liberalismul devine dușman al liberalismului, să înțeleg. Exact. Eu asta simt și am văzut și în Statele Unite și discutam cu Andrei Bot, care este scenograful spectacolului și care și-a început cariera la București cu niște spectacole memorabile la Teatru Mic cu Cătălina Buzoianu, Maestru și Margareta, Să îmbrăcăm pe cei goi, Turnul Eiffel, și care este unul dintre oamenii care
într-adevăr, cei mai liberali dintre prietenii mei pe care i-am cunoscut vreodată și care s-a mișcat încet, încet, s-a îndepărtat de acest tip de liberalism care nu se mai regăsește în discursul de astăzi. Deci vorbim de libertatea de expresie, de opinii, de libertatea de a circula, toate drepturile astea, egalitatea și așa mai departe, socială, nu mai există, nu mai regăsești nici în țara care se erigează a fi cea mai liberă din lume, dimpotrivă. Devine acolo, de exemplu, trebuie să vă spun că unele piese, din cauza corectitudinii politice, au fost interzise studenților mei. Eu am predat regia, am fost șeful catedrei de regie la Universitatea din California, din San Diego, timp de 8 ani, după care am mai predat 7 ani. Și, de exemplu, Omul cel bun din Sichuan era o piesă care era interzisă pentru că este ofensiv și nu e corect să interpretezi personaje chinezești de către actori albi. Sau nu se mai poate face un regizor de culoare albă, nu are voie să facă piesa unui african-american, deci unui negru, cum e Lanford Wilson sau August Wilson, ci poate face numai piese aparținând dramaturgilor albi. Ce e asta dacă nu rasism? În spatele discursului de antirasism, de fapt, nu? Și nu cred că, deci în momentul în care importante poziții, premii de cultură, de teatru, se acordă după criterii ideologice, competența, valoarea artistică are mult de suferit. În momentul, eu am avut studenți despre care nici nu știam ce orientare sexuală au sau am aflat târziu, nu mă interesa. Mă interesa talentul, modul în care, deci calitatea lucrului și am avut de toate felurile. Incidente, apropo de... Nu. Eu n-am avut decât de acest gen. Studenților mei li s-au interzis foarte multe piese, texte sau moduri de abordare și distribuții. Adevărul e că regizorii care au lucrat în America, și Andrei Șerban și dumneavoastră, tot vin cu poveștile astea. Noi citim mai mult în presă. La noi lucrurile sunt un pic altfel. Pătrunde încet, încet, subtil și parșiv, și în Europa. Vedeți că anumite opere au fost interzise la Paris, la Londra. Nu se mai face, de exemplu, în unele opere, Lacul Lebedelor, pentru că lebeda neagră e cea rea. Nu se mai joacă Spărgătorul de nuci pentru că șoarecii albi sunt foarte deștepți acolo și așa mai departe. Lucruri niște absurde. Deci absurde. Da. De aceea vă spun că Mrojec, Ionescu și Beckett, cred că s-ar, ca și împreună cu Orwell, s-ar întoarce de multe ori în mormânt, văzând unde am ajuns. Măcar din fericire, România nu e interzis sau nu se numește cultural appropriation dacă, de pildă, un regizor maghiar montează un text după un autor român. Din păcate, n-avem încă destui autori maghiari montați de regizori români. Da, dar asta nu e nicio prejudecată aici, ci pur și simplu nu sunt atâtea piese maghiare contemporane foarte bune. Așa cum nici piese românești deocamdată contemporane, ele sunt, așteptăm marile piese, cred că în întreaga lume, că Ionescu, Beckett, Mrojec au fost niște autori care au prins cumva esența epocilor și chiar au văzut mult în viitor. Dar și din punct de vedere teatral și dramaturgic au fost niște opere desăvârșite. Sunt acum și piese trendy. Eu am lucrat cu foarte mulți studenți care au fost la dramaturgie în San Diego și 90% din piese e de nevăzut, pentru că ei garantează niște producții după subiect. Și nu fac ateliere în care se analizează valoarea estetică, teatrală, literară acestor opere, din care ar câștiga mai mult tinerii dramaturgi. Și condiția textului. Un atelier cu un text neprodus, dar în care ei învață și își corectează sau greșelile sau
toată lumea, nimeni nu poate să scrie capodopere dintr-o dată. Büchner a fost cel care a făcut asta. Dacă trăia mai mult, fără să fie conștient că scrie capodopere. 21 de ani, deci a murit la 23 de ani. Extraordinare piese de lui. Dar astea sunt genii, vorbim de învățarea profesiei, a meserii, de ateliere care sunt. Acum, din cauza unor unor rețineri și a unor diplomații inutile, nu suntem în stare să spunem lucrurilor pe față, ci ne bătem pe umeri și zicem wonderful. Eu am început cursurile cu studenții mei spunând că atunci când repetați, să nu spuneți la fiecare replică sau fiecare instrucție după aceea great, amazing și așa mai departe, pentru că nu învață și nici eu n-am să vă spun. Dacă nu vă spun pentru că avem timp puțin, ani, 3 ani de zile sunt pentru o programă de regie, sunt foarte scurte și atunci eu o să mă concentrez pe ce este de schimbat, de îmbunătățit, de dezvoltat și așa mai departe. Iertați-mă dacă nu vă laud la fiecare minut, pentru că e vorba de un protocol din acesta care iarăși e absurd și ipocrit. Bun, dar... și ce faci în teatru? Cum evoluezi în teatru în aceste condiții, mai ales în teatru unde ipocrizia ar trebui să fie exclusă în comunicarea cu studenții, în comunicarea cu actorii, într-un spectacol? Știe și Carmen aici, din experiența ei pedagogică. Problema fundamentală este o problemă socială, de fapt, pentru că, deși pare un clișeu sau putem considera o butadă, ăsta este adevărul. Nu poți să ai un teatru fermecător într-o societate care nu este fermecătoare deloc și al cărei ritm nu mai reușești să-l prinzi, indiferent de vârstă. Ceea ce e interesant, opțiunea sau reîntoarcerea la Mrojec pentru mine e că, lucrând foarte mult cu oameni tineri și oameni care se caută, văd această tendință de a-și muta în teatru, de a nu înțelege de fapt că teatrul e minunat tocmai pentru că e imperfect, că teatrul e mai mult decât viața și trebuie să fie mai mult decât viața și că e o greșeală să ne aducem propriile sentimente. Studenții știu că sunt foarte serioasă când spun că noi mă obosește foarte tare și simt că mi se fură, mi se răpește un timp pe care l-aș putea dedica alte activități, inclusiv să mă plimb sau să recitesc o carte, când văd cum se autopsihanalizează regizor și actor pe scenă. Teatrul nu-i despre asta. Nu vii la teatru, nu faci actorie și nu faci regie să te psihanalizezi. Sigur că o bucată din tine e acolo. Ceea ce e extraordinar la Mrojec, spre deosebire de Ionesco sau Beckett, e că și Ionesco, și Beckett, și Adamov aveau această condiție pe care o invocă, de fapt, fără să o numească ca atare, Tompa Gabor, a unui om care e exilat într-o altă cultură, din propria limbă, și care folosește aceste mecanisme ale limbii ca o demonstrație. De asta așa toți trei au refuzat extraordinara etichetă care a făcut epocă și nu mai poate fi dezlipită de ei, cu teatru absurdul al lui Martin Eslin, tocmai invocând acest lucru. Mrojec nu a avut această condiție și aici l-aș contrazice un pic pe Matei. Deși el a ajuns în Mexic. Ajunge în Mexic și rămâne în Mexic, dar nu a scris, spre deosebire de faimoasa dispută cu Ionesco, care e român, nu e român și a scris piesele în franceză. Ca dramaturg, nu este român sub nicio formă. Da, aparține literaturii franceze. Evident. Este subiect de bacalaureat. Absolut, pentru care am reușit eu, deci aici am convins-o pe Marie-France Ionesco să ne acorde dreptul, când am făcut a doua oară Cântăreața chiar la Paris, la Atenei lui Jouvet, și drepturile nu erau acordate decât de la Teatru de la Ușet, care are 60 de locuri. Și atunci, în perimetru de 30 de kilometri în jurul Parisului, nu s-a putut juca alt spectacol. Și decât forma din 1956, Marie-France Ionescu, care a văzut spectacolul de la Cluj, da. și care a fost foarte apreciat spectacolul nostru de la Cluj, că de fapt
deși s-au jucat 11.000 de reprezentații la Teatrul de la Huchette din 1950 și ceva și spectacolul ajunsese să fie, să aibă un caracter mai mult muzeal, cu mulți din distribuția care jucau de 50 de ani. Și atunci am spus că tinerii care trebuie să dea examen de bacalaureat din Cântăreața, care n-au văzut niciun spectacol, pentru că nu găsesc bilet la un teatru de 60 de locuri, în care jumătate sunt turiști asiatici sau din altă lume și care vin să vadă ca la muzeu. Ca la muzeu. Și atunci și am avut dreptate, acolo erau 560 de locuri, s-a jucat de 200 de ori spectacolul la ATN. Dar ca să încerc să vă răspund la întrebarea cum încercăm noi să abordăm aceste situații noi apărute, apropo, cu această ideologie și cu Vogue și cu corectitudinea politică pe scenă. Eu cred că nu există rețetă și metodă de abordare, chiar în opera unui singur regizor. Cred că fiecare repetiție trebuie abordată altfel, pentru că din moment ce începem să ne sprijinim pe ce am obținut până acum, suntem morți din punct de vedere artistic. Actorii sunt ca niște copii mari. Deci actorii, dacă nu sunt ca niște copii mari, nu mai pot credea, pentru că e chiar absurd ce fac ei, nu? Vin din spatele unor panouri artificiale și se prefac că suntem, nu știu, într-o piață de sau într-o sală de tron regal și se... Nu, deci ei trebuie să creadă în acest joc fără rezerve, chiar dacă din când în când, ca și copii, pot ieși și intra în rol sau brusc schimba rolurile, dar noi cu copiii noștri, cu proprii noștri copii pe care îi iubim, câteodată suntem mai severi, mai duri, ne mai ridicăm vocea, chiar mai strigăm la ei din când în când. Dar și ei la noi, e adevărat. Dar asta nu e din lipsă de dragoste, dimpotrivă. Suntem mai exigenți față de cei pe care îi iubim mai mult. Și asta trebuie să înțeleagă și cred că un actor important, mare, deci eu am stat la repetițiile domnului Ciude, care era un domn de o finețe și lucra extraordinar. Am stat la toate repetițiile cu Furtuna de la Bulandra din 1979, cu George Constantin în Prospero și cu o distribuție extraordinară. Au fost momente de conflict, au fost momente de... Că altfel, dacă ar merge totul foarte ușor, eu suspectez acea operă care se face fără chinul facerii. Dar Lucian Pintilie era exact opusul, era foarte dur cu actorii. Dar dacă le întrebați pe Victor Rebenciuc, pe Mariana Mihuț astăzi, ei erau foarte recunoscători pentru că a scos din ei... Deci ei nu trăiau această dictatură, să zicem așa, a regizorului sau această duritate. Mi se pare că lipsa de onestitate în raport cu procesul de creație, o formă de indiferență dacă unui produs de calitate. Atitudine severă, dură, e în sine pentru a-ți demonstra autoritatea, atunci în niciun caz nu sunt de acord. Foarte dar dur. Când e vorba de subiect și toți suntem aplecați asupra unei soluții, cum găsim soluția la o scenă sau la spectacolul întreg, atunci lucrurile astea, după aceea, o discutăm la o bere, la restaurant, deci eu am de multe ori am trăit asta. Chiar dacă în multe spectacole făcute în străinătate am avut mai puține conflicte decât cele pe care le-am avut la teatru pe care îl conduc sau în România, pentru că acolo, mai ales în sistemul acela de care este fără actori permanenți într-un teatru, ei fac tot posibilul să corespundă cât mai repede și se formează, se concentrează foarte intens asupra ce au de făcut în acele 5-6 săptămâni și spectacolele en suite. Așa a fost în Franța, așa a fost în Anglia, așa a fost în Coreea de Sud, unde am avut niște actori făcând Moartea lui Danton, de altfel de Büchner,
niște actori de o disciplină incredibilă, dar și tehnicul. Deci tehnicul, eu m-am speriat că am avut numai 4 zile pe scenă cu poate cel mai greu și cel mai scump decor pe care l-am făcut vreodată și ei au lucrat ca furnicile acolo. Deci era extraordinar ce au reușit într-o dimineață să construiască. Pe când la noi tehnicul ar cere o săptămână pentru așa ceva. Acum, domnule Tompa, ați deschis o discuție care se poartă în clipa asta în teatru românesc apropo de condițiile de repetiții, de muncă. Sunt voci care spun că teatrele, că se poate ajunge uneori la abuzuri. Nu mai știu, Andrei Șerban săptămâna trecută, fără să dea nume, spunea că sunt regizori care recur la cuvinte grele, își înjură actorii. Adică, dar și invers e adevărat. Dur, dar între ce limite? O polemică, un conflict pe chestiune, dar în ce termen se poate purta? Dacă e nevoie ca teatrul să aibă, nu știu, înțeleg că în străinătate există, un regulament intern al condițiilor de muncă. Ce se întâmplă? Trebuie să plecăm de la premisa că noi, în momentul în care am pus piciorul pe scenă, indiferent că e vorba de repetiție sau spectacol, am lăsat afară lucrurile astea cu caracter personal. Eu pot să lucrez cu un actor care nu mă iubește și nici eu deloc, dar îl consider și respect un actor nemaipomenit sau el pe mine și acest respect, deci în momentul în care intrăm în acest joc, acesta are niște reguli mai flexibile, să zicem, decât dacă m-aș duce și începe să insult un om pe stradă sau acasă sau în civil. Asta nu e din cauza unui insult, nu? Deci eu am făcut clasă sportivă, de exemplu. Niciodată, și astăzi, sunt recunoscător celor mai severi profesori, care unul, de exemplu, m-a dat un șut în fund, de exemplu, că nu făceam bine ceva și poate că era, dar nu m-am supărat deloc. Păi știu că n-a fost din ură, n-a fost din abuz, n-a fost pentru că a vrut să mă umilească, ci a fost în intensitatea aceea și în pasiunea aceea afacerii, a antrenamentului, a procesului de lucru. Și a dorinței de a îmbunătăți. Fără ca ei să... Nu era în sine, ca ei vrea să demonstreze că eu am cel mai bun atlet sau eu nu. Ca să aducă la studentul, elevul, la un nivel superior. Nu există rețetă. Sigur că după aceea, deci așa, repet, dacă acest fapt este numele unui abuz sau demonstrației de putere sau lipsei de respect, atunci trebuie imediat intervenit. Dar și foarte, adică, adresat cumva. Nu știu cum se face delimitarea, că devine totul foarte... Eu cred că lucrurile complex. Sunt mult mai tranșante dacă un regizor țipă la un actor, actorul e un om, regizorul e un om și actorul trebuie să iasă din distribuție, nu se simte confortabil în acel loc. Perversiunea, malversiunea acestor situații vin în momentul în care își aduc aminte. Dacă vreți să discutăm franc, ar trebui să discutăm cazul lui Kevin Spacey, un actor uluitor care a căzut victimă unui curent Me Too, prin care teatrul și filmul mondial au pierdut un actor extraordinar și un pedagog și un model special în teatrul american. Pentru că asta mi se pare interesant la textul lui Mrojec azi și cumva înțeleg de ce simte nevoia să-l reviziteze. Modul în care ideologiile, de fapt, nu se schimbă niciodată. De la declarativul voi lupta până la moarte, pe care eu mi l-am însușit în 1990 pentru dreptul tău de a nu fi de aceeași părere cu mine
să ajungem, dacă nu ești de aceeași părere cu mine, ești împotriva mea, iar eu sunt reprezentantul unui anumit fel sau am un anumit gen sau am un anumit tipar corporal sau un anumit mod de a gândi. Acest mi se pare extrem de periculos. Și mi se pare extrem de periculos în artă, pentru că este adevărat că Rafael a fost comanditat de papalitate, de Vatican, să acopere cu ștergare nudurile lui Michelangelo. Dar Rafael a știut cum să o facă. Mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi chemat un pictor de case să acopere titanii lui Michelangelo de pe Capela Sistină. Apropo de asta, eu am un prieten care e un medic extraordinar, Aurelis, și care este pasionat de fotografii și de călătorii. Și a fost în Papua Noua Guinee, unde a făcut foarte multe fotografii. Și Facebook-ul a interzis pe bază de nuditate. Ei niciodată nu cred că și-au pus un costum acele triburi, nu? Adică există o ipocrizie aceasta. Există un absurd al vieții. Dar ce spuneai tu asta apropo de relațiile din repetiție? Că actorul ar trebui să denunțe în prima clipă. Despre asta vreau să spun. Da, dar și aici se poate abuza. Pentru că foarte mulți actori, inclusiv aici la Național, îmi spun că sunt prea drăguți. Și am auzit această, pentru că și de la actorii mei de la Cluj, cu unii regizori, dar regizori care, de fapt, nu aveau o idee foarte precisă sau modul, sau nu știau cum să ajungă la rezultat. Și atunci au lăsat să facă ce vor actorii. Nu-i bine nici asta. Deci e exact ca la școală, dacă... Astăzi se tem profesorii să mai ridice vocea, dar dacă... Deci trebuie să existe ordine și disciplină. Deci fără ordine și disciplină, nicio creație. Inclusiv stai la masă să scrii un sonet, dacă n-ai disciplină și nu respecti forma aceea, nu? Atunci nu mai e sonet, e altceva sau nu știu ce. Deci fără disciplină, disciplina în sensul unei discipline corective. Mi-aduc aminte și un exemplu faimos, pentru că l-ați menționat pe Tennessee Williams. Perioada lui, epoca lui de glorie extraordinară, trecuse de mult, și el e un exemplu, pentru că în fiecare dimineață la ora 10 se așeza la birou în fața mașinii de scris și nu se ridica niciodată până nu scria 20 de pagini. 20 de pagini care erau maculatură, dacă ne raportăm. Dar în fiecare zi acest exercițiu zilnic exista, e o formă de disciplină. Dar n-aș vrea să rămânem cumva cu ideea că cred că abuzul trebuie... Absolut. În momentul în care se întâmplă... Eu am un exemplu trebuie opus. Trebuie anunțat, denunțat, dar anunțat sau discutat sau demascat și cumva lecuit, dar... Eu vreau să vă lecuit, spun că... nu știu cum se poate face. Eu mi-aduc aminte când am început să învăț violoncel, m-am lăsat după 3 luni, tocmai pentru că profesorul avea obiceiul de a-ți da peste mână. Da, și am spus părinților, eu nu mai duc acolo pentru că nu vreau să învăț așa. Și lui Richter i-a dat și el nu. Deci, Sviatoslav Richter era mai permisiv. Da, dar știți ce se întâmplă? E o problemă, apropo că vorbeam de mișcarea Me Too și de Kevin Spacey. Problema este atunci când aceste mijloace, Facebook, de exemplu, sau Me Too, devin instrumente de răzbunare sau niște tribunale militare care condamnă imediat, fără a acorda prezumția nevinovăției. Da? Deci eu cunosc, există, nu pot să vă spun nume, dar deși se știe, în teatrul nostru a fost un caz cu un actor care a fost denunțat că a făcut abuz cu un tânăr și nu era nimic adevărat. Și până la urmă s-a adeverit că revista aceea, care nu mai există, de limbă maghiară prin internet, a plătit băiatul acela ca să aducă un caz și ei, și nu era adevărat. El a putut dovedi, a câștigat procesul, dar prejudecățile care li s-au adus din acest motiv sunt foarte mari, pentru că și n-a cerut destul de mare despăgubire pentru asta, pentru că
în momentul în care fac click pe numele lui, imediat iese scandalul, care lumea se interesează mai mult de scandal. Și atunci, dacă un producător, eu am fost martor la proces și am spus, domnilor, dacă un producător caută numele lui și face click, iese imediat că el a abuzat un tânăr. Păi a spus, nu-l mai distribui, pentru că nu vreau să am probleme. Și el pierde foarte mult. Deci aici există acel echilibru în care trebuie să avem grijă să păstrăm echilibrul acesta. Dar internetul este un mediu care nu poate fi controlat, din păcate. El probabil, adică sigur, ca orice invenție extraordinară a minții umane, vom ajunge cândva să-l folosim așa cum trebuie, dar în materie de informație se știe. Sunt sceptic aici, dar dar la natura teatru, umană nu se dezvoltă. La teatru, domnule Tompa, aveți un regulament, ca să încheiem cu povestea asta, pentru că s-a vorbit mult și cu nominalizările la premiile UNITEL și cu cazul Andri Joldac. Există un regulament dintre ăsta de comportament sau, nu știu, în relațiile de muncă? Apropo de cazul Joldac, și acela a fost foarte mult amplificat și distorsionat și până și la urmă actrița care n-a vrut. A dat și ea un interviu, a explicat că lucrurile erau amestecate în proces. Că nu s-a atins de ea, a urlat la ea și așa mai departe. Dar între faptul că într-adevăr a urlat și faptul că au apărut în ziare cu titlu mare, regizor ucrainean a bătut o actriță la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj. Astăzi n-ar mai fi trendy să spunem regizor ucrainean. Poate rus, dacă ar fi, putea să o bată. Dar nu era adevărat. Deci trebuie să respectăm faptele, nu să facem niște breaking news. Există la fiecare teatru, cum există și la noi, respectarea codului etic. Și codul etic este cuprins acolo. Fiecare angajat primește împreună cu contractul atât și regulamentul de ordine interioară, ROF-ul, tot, și codul etic pe care trebuie să-l semneze, deci să citească, sigur că da. Deci orice, sigur că acum, dacă noi ne ridicăm vocea unii la alții într-o repetiție, nu cred că poate fi considerat codul etic atunci când este în intensitatea unui moment pe scenă pe care după aceea o uităm și o reluăm. Deci asta trebuie să fie și un consens. Evident, cumva. Doar dacă, adică cred că trebuie să fie un consens. Mai grav că dar sunt, în acest sunt cod etic, lucruri... știți că codul etic în teatru cuprinde și punctualitatea, care este prima formă de respect față de ceilalți, cunoașterea textului, la un moment dat, deci eu am văzut teatre în străinătate, în Germania, în Austria, în Ungaria, unde dacă un actor nu știe textul cu 2-3 săptămâni înainte de premieră, îi se scade din salariu, pentru că da. Eu am văzut un teatru din Germania care se numește Schaubühne și lângă mine la spectacol, de 2 ori s-a nimerit secretarul literar, care își nota pe textul de spectacol fiecare eroare din actorului din text. Avea o lumină, o lupă în timpul reprezentației. Ultima oară s-a întâmplat acum 3 ani și eram uimită de faptul că își nota și revenea. Și consumul de alcool la repetiții sau spectacole. E o lege de când lumea, adică a existat și în anii 80 și acum, nu? Mi-amintesc ce atent erați la respectarea fiecărui cuvânt, nu? Acuteza îndrăzni, dar nu-i tot una, vi s-a spus de pe scenă. Nu, trebuie să spui acuteza. Da, e o rigoare care trebuie respectată. Deci nu pot, în anumite dramaturgii, există și dramaturgii de alt tip, care se bazează și pe improvizație, și pe... Ne mai vorbim de faptul că dacă comparăm, în general, când eu fac o piesă de Shakespeare, întotdeauna iau originalul și încerc să compar, că sunt mai multe traduceri. Și aici există mai multe traduceri, dar această variantă mi se pare foarte, foarte bună. Foarte, așa cum, de exemplu, sunt traduceri foarte bune la Shakespeare, Nina Cassian, de exemplu,
Probabil că rămâne sau deci există... faimosa traducerea lui Boris Pasternak la Hamletul în rusă, care e singura practicată și astăzi. La teatrul Taganka juca Hamlet în regia lui Liubimov și spectacolul începea cu Vysotsky care cânta la chitară poemul Hamlet de Pasternak, care a făcut și traducerea. Există vreo metodă, Tompa, de a lucra cu actorii? Nu. Eu cred că metoda o dictează atât piesa și ideea spectacolului, cât și întâlnirea cu ceilalți. Chiar e greu când lucrez foarte multă vreme cu aceeași trupă, pentru că acolo există acest pericol de a reveni, dar trebuie, așa cum un director de teatru cred că trebuie să lucreze cu actorii, știu directori de teatru care nu vor să facă spectacole la teatrele pe care conduc și sunt regizori, pentru că nu se poate plăti. Dar ai nevoie să lucrezi cu trupa, pentru că ești responsabil. Ești responsabil să dai un feedback artistic. Altfel rămâi un simplu administrator. Și cred că metoda asta este dictată întotdeauna. Sigur că ai o idee, ai o concepție cu care vii, nu poți să vii nepregătit. Dar această concepție se poate schimba, iar metodele se adaptează. Se creează acolo, pe loc. Nu există o metodă a priori, că eu vreau să fac așa și voi să urmăriți exact. Nu, există, depinde de oameni, de relații, cum ne cunoaștem. Actorii sunt foarte diferiți și ca oameni și ca... Ei sunt foarte sensibili, ei sunt foarte vulnerabili. De aceea sunt de acord că orice abuz împotriva lor este ca un abuz împotriva unor copii. Dar și copiii trebuie să educați cumva și au nevoie de orientare, de cumva de ajutorul. Asta vă spun că eu sunt absolut recunoscător tuturor acelor profesori care au fost foarte exigenți și severi. De exemplu, am avut un profesor de geografie care a fost atât de sever încât trebuia să arătăm cu spatele pe hartă unele localități mici din Armenia sau nu știu ce. M-a întrebat cineva în Statele Unite, că am avut foarte mulți prieteni care au vizitat sau rude, cum de nu folosești în mașină GPS? Și am spus, am avut un profesor bun de geografie. Dar ți-am amintit liceul cu profil sportiv. Eu am citit că ați ajuns dintr-un fel de frondă, de părinții nu au fost foarte mulțumiți, bun, o familie de artiști, mama actriță, tatăl regizor, fondator de teatru, bunicul poet... Nu, n-au avut nicio obiecție faptul că... Dar s-au trezit că m-am dus la școala sportivă... Da, la un liceu sportiv. Da. Pentru că m-am întâlnit cu cel mai bun prieten care se ducea la admitere. Și am zis, stai puțin că vin și eu. Și așa am intrat la școala sportivă și am făcut basket, am făcut triplu salt unde am fost al șaselea pe țară la junior și din păcate resimt acest sport foarte dur. La genunchi, la coloană, inclusiv metodele foarte dure ale antrenorilor de atunci, însă și după aceea tenis, care a rămas pasiunea mea, dar ceea ce am învățat foarte, foarte mult și mă bucur că nu m-am mutat la școală, la clasă, că erau și clase super reale de matematică, fizică, filologie și așa, am rămas la clasa sportivă și am învățat un tip de fair play. Pentru că sportul, în general, sigur că astăzi e și o mare afacere, ca multe altele, farmacia, sportul, mă rog, imobiliarele, universitatea și așa mai departe, sunt și, nu mai vorbim de arme, sunt business-uri enorme, dar... există acolo totuși acest spirit de fair play de echipă în sporturile de echipă sau în atletism unde nu se poate trișa chiar așa. Deci, dacă cineva îți pune o ștachetă și sari peste, ai sărit 2 metri, nu știu, 20 sau la prăjină 6 metri și ceva, care e recordul meu. La triplu tot așa.
Se pare un exemplu foarte bun, apropo de veșnicile discuții din jurul premiilor. Dacă vrei premii pentru toată lumea, trebuie să faci competiții pentru toată lumea și există peste tot competiții pentru toată lumea. Dacă vrei niște premii care marchează un anumit moment de excelență al unei mișcări sau atunci, dacă nu ai trecut ștacheta, pur și simplu nu pot să spun că am trecut pe sub ștachetă și că ștacheta e prea sus și n-a ținut cont de faptul că eu nu știu să sar. Da, revenim din nou la ce a fost Nu revenim ăsta, deloc, mi s-a părut extraordinar să descoper cumva niște mecanisme. Dar adevărul e că premiile sunt într-adevăr perpetu contestabile, nu? Pentru e firesc o... să ți le dorești. Pentru mine e un semn că cineva le dorești. Însă viziune, cu ștacheta nu e așa. Pentru că, și mai e ceva. Mai recunoașterea înfrângerii. Deci respectul celui care te-a învins e un lucru foarte important. Pentru că teatrul de altfel nu e altceva decât recunoașterea celuilalt, al celelalte persoane. Deci, dacă nu poți să accepti înfrângerea, care sigur că e nu cu, mă rog, cu arbitraj neonest, da. Bazat pe ce se întâmplă pe teren, pe nu știu, atunci chiar și asta mă uit la anumite, mă rog, sporturi, campionat mondial, dar inclusiv la tenis și la cum își felicită adversarul sau cum se îmbrățișează acolo, de exemplu, atleții care discobolii, săritori cu prăjina, cu, nu știu, la lungime, între ei. Credeți că în teatru unesc în perioada această bucurie a competiției? Nu, deci sigur și că mai departe în societate, nu, valorile e o traumă, nu acum, se exclud, da. Dar și acolo cred că este nevoie de o onestitate, de o sinceritate și de o totuși de o exigență, ca să, deci faptul că de aceea cred că nici nu avem o mișcare critică puternică de teatru, pentru că sunt tabere. Foarte puțini sunt independenți. Și atunci, dacă cineva face un spectacol și este agreat de tabăra aceea, orice ar face va fi extraordinar. Dacă celălalt și așa mai de și asta e și în Ungaria, văd deci și în alte... Deci sunt tabere, nu sunt afinități elective. Nu, bine, altele sunt afinitățile. Deci asta trebuie să știm, că valorile nu se exclud și orice tip de teatru care este... de calitate și e bine făcut, are dreptul la existență la fel de bine. Unii spun, e sfârșitul teatrului de artă. Nu vreau, teatrul de artă e desuet. Teatrul documentarist e singurul teatru, sau invers. Teatrul documentarist nu mă interesează că nu e teatru și așa. Nu există așa ceva. Dar contează critica pentru dumneavoastră? Vă orientați după critică în... selecția repertoriului sau în opțiunile regizorale? Eu cred că noi avem nevoie de critică. Dar și critica de teatru sau orice critică trebuie să provină dintr-o anumită iubire. Deci trebuie să ne lăsăm influențați. Eu dacă mă duc la un spectacol de teatru, de exemplu, nu mă interesează, ci n-am prejudecăți. Dacă un regizor pe care nu l-am agreat până acum și face un spectacol care are o influență puternică asupra mea, trebuie să fiu deschis. Deci să fim fără prejudecăți, să ne... Atât publicul de rând, cât și omul de teatru, cât și criticul, trebuie să aibă această deschidere. Nu e ușor uneori, dar trebuie să aibă, pentru că importantă este opera pe care o vedem, subiectul și așa mai departe. Deci, critica... Cred că dacă e serioasă, pregătită la subiect și are și această tendință și intenție de a îmbunătăți, de a face mai bine, trebuie luată în serios, pentru că trebuie să ai un ochi de afară care vede mai bine și trebuie să iei în serios. Din păcate, ceea ce văd eu și la critica foarte tânără, acum vorbesc și de critica în limba maghiară, că am văzut că foarte multe critici se înlocuiesc, critici bazate pe cunoașterea subiectului și pe pregătire și pe
știința de a scrie și așa mai departe, sunt înlocuite cu atacurile la persoană. Și atacul la persoană nu mai poate fi luat în serios. Și am văzut foarte mulți oameni de teatru care, sub influențați de aceste scrieri cu caracter mai personal, sau, nu mai citesc cronici teatrale, nu mai citesc critică de teatru. Există o revistă în Ungaria de teatru care cred că este doar citită de un pumn de oameni, adică scriu unii la alții și nu dar e... Dar la noi se păstrează o anumită... Eu sper că se păstrează și... Adică n-am văzut în revistele specialitate atacuri la persoană. Există forme de partizanat, evident, și sper, repet, că se bazează pe afinități elective, pot accepta chiar că există și... afinități ideologice, câtă vreme recunoaștem că sunt niște ideologii la care aderăm pentru că vrem să purtăm acel drapel, chiar dacă vom cădea în bătălie și nu pentru că ne înregimentăm în spatele cuiva care e mai vizibil sau ne poate asigura, să spunem, un culoar prin care să trecem mai repede, un fast track, ca să spun așa. Cred și cel puțin la Catedra de Teatrologie încercăm să formăm o nouă generație de oameni care să scrie. Personal sunt fascinată de cartea lui Eco. Nu sperați că veți scăpa de cărți, dialogul lui Eco cu Jean-Claude Carrier. Cred în că ne vom întoarce la presa scrisă. Pentru că sper, cred, nimic nu se compară cu o carte. Nu știu când. Obișnuiesc să le spun studenților, chinezii au inventat praful de pușcă. E adevărat că Alfred Nobel l-a folosit pentru altceva, ei au vrut să facă artificii. Eco spune că alături de roată, cartea e cea mai fascinantă invenție a omului și chiar cred în asta și știm ce a însemnat galaxia Gutenberg. Am toate gadgeturile posibile, nu sunt o protocronistă. Chiar și un remarkable pe care scriu pentru că seamănă cu un caiet și obișnuiesc să scriu. Cred foarte mult în necesitatea criticii pentru că mă uit în urmă, sunt deja în postura în care pot să vorbesc în conștiință de cauză despre o generație pe care am traversat-o în această meserie din 1991, de când o fac sau încerc să o fac profesionist și, din păcate, această sculptură în zăpadă, cum îi spunea George Banu, devine din ce în ce mai puțin vizibilă pentru studenții mei, iar studenții mei sunt interesați de cum era teatrul anilor 80, de al sedantului deceniu, despre cum era teatrul anilor 70, tocmai dintr-o frondă și o formă de nemulțumire față de teatrul timpului și lor. Cronicarul e și un și cronicarul martor, e un istoric, nu? Care lasă exact, o mărturie. Exact, e cel care ne ajută să recompunem o istorie. De asemenea, e foarte important pentru mine și era o întrebare pe care am adresat-o odată domnului profesor Tompa Gabor și regizorului Tompa Gabor. De ce nu vă traduceți textele de teorie? Este foarte important ca practicienii să scrie despre meseria lor. Eu am tradus poezii de ale mele, au apărut în Steaua și în alte reviste. Apropo de asta, cred că trebuie să amintim... Și de întrebarea cum lucrați. Apropo de o realizare foarte importantă a criticii românești de teatru este dicționarul acesta. Da, care a lucrat Oana Crista Grigorescu, Cristina Modreanu și există și această... Și teatrologi de la Târgu Mureș. Și teatrologi foarte tineri și există această... Cred că există această nevoie spre teoretizare, ceea ce acum în unele reviste, Scena Ro, în forma nouă a teatrului azi, în multe săptămânale și așa, apar. Și ceea ce este foarte bine, pentru că eu cred că nivelul intelectual al omului de teatru trebuie cumva ridicat ca să putem să discutăm în niște termeni totuși mai abstract uneori, pentru că nu, sigur că teatru este o artă practică, dar avem nevoie de teorie, pentru că foarte mulți regizori mari și-au realizat operele, inclusiv Grotowski, Cantor și așa mai departe, având o bază teoretică foarte solidă, Meyerhold și Stanislavski. Ca să nu mai vorbim de cel puțin
doi imenși oameni de teatru, Craig și Apia, care nici nu și-au practicat, sau Arto, aproape nu și-au practicat. Arto, care, iată, meseria, este care o influență incredibilă a eșecului, pentru că toate spectacolele pe care le-a făcut el au fost practic eșecuri și din acest eșec bazat pe teoriile lui cu teatru și dublura sa, pentru că s-a Aureliu Marea, care era genial, avea un talent imens și are aceste două cărți, deci are spectacolele imaginare. Eu am avut bucuria să pot să fac trilogia Aureliu Manea, trei piese la Teatrul Național din Cluj. Sigur că da, există. Mi-aduc aminte un interviu al lui Andrei Șerban, era încă student și e un interviu în teatru în 1967, cred, și întreba cine e cel mai bun coleg student în grupa voastră, spunea Aureliu Manea. Deci, iată un regizor extraordinar care nu acest și-a pus mare în practică regizor, opera. Generația de aur a teatrului românesc, Andrei Șerban, Estrig, Ciulei, Pintilie, Radu Penciulescu, care era învățătorul desăvârșit. Și care a creat programa de regie în România. Erau și filozofi a artei, ei nu erau numai regizori. Crin Teodorescu, probabil unul dintre cei mai buni teatrologi înainte de regizor. Acum că ați apucat, să spunem că ați făcut studiile de regie la București și că sunteți un regizor maghiar cu produs al școlii românești. Întotdeauna accentuez acest lucru și în străinătate, dacă apar, eu apar ca atare. Deci foarte puțin scriu regizorul maghiar sau așa mai departe. Că v-ați format și am avut, deși am terminat la clasa domnului Mihai Dimiu, având-o și pe Gina Ionescu, profesoară, dar pentru mine acel an și jumătate care s-a produs din nefericire, din cauza problemelor în familie ale domnului Dimiu cu Daria, avea operația aceea la Paris și domnul Ciulei ne-a preluat în sensul că ne-a dus la repetițiile cu Furtuna și am mai venit a la câteva... A fost o școală în sine. Extraordinar. Deci școala de a asista la repetițiile cu Furtuna de la prima lectură la montarea acelui decor extraordinar semnat tot de el. A fost o școală, îmi pare foarte rău că el după Furtuna a plecat la Minneapolis, director artistic, și n-a mai revenit decât în 90-91 cu Visul unei nopți de vară. Și care el, cumva la un moment, era o acoladă, Șamaua Roșie în minte, eu nu mai mi-aduc aminte din Furtuna, aveam 7 ani, cred, când am văzut, dar Marea care înghițea cărțile Marea Roșie care, deci și... Care, Marea Roșie care, deci, și scena care era susținută de obiecte aparținând diverselor forme de și artă. Și pianul sprijinit tablouri, pe cărți, pianul în care se oglindea vaporul. Deci corabia care se scufundă. Și ce vroiam să vă spun, domnul Ciulei a fost de o generozitate, cum era și Radu Penciulescu, pentru că îmi povestea și Andrei Șerban că la un moment dat când făcea Ubu în anul 2, cu zâmbetul larg pe față, după și cu entuziasm nemărginit, Radu Penciulescu spunea: Andrei, nu mai am ce să te învăț. Deci această generozitate de a recunoaște și de a susține studentul, în care, deci, bucuria de a descoperi talentul și de a încerca să deschizi orizonturi noi, pe care după aceea ei ori le agrează, ori nu. Dar dumneavoastră cum faceți să și predați, să și montați atâta? Aveți timp, aveți răbdare să mai dialogați cu studenții? Și n-am pus și președinția Uniunii Teatrelor Europene, unde ați fost reales. Da, am fost din 2018 și acolo am încercat să revitalizez festivalul mare și am reușit și la Cluj și la Porto. Și anul acesta, deci peste mai puțin de o lună, vom avea la Cluj, în condiții de maximă austeritate și cu restricții la sânge, totuși Festivalul Uniunii Teatrelor din Europa, care coincide cu 230 de ani de la înființarea Teatrului Maghiar din Cluj și cu 15 ani de la deschiderea sălii studio. Nu mai predau din 2019 în Statele Unite, dar urmăresc studenții mei. Am avut
anual 3-4, maximum 6 studenți și 90% dintre ei sunt foarte bine. Am avut un exemplu pe care îl dau de multe ori, e o regizoare tânără de origine filipineză care s-a născut la New York, dar este cu părinții descendenți din părinți filipinezi și care a primit una din cele mai rare burse, Julie Taymor Fellowship, ceea ce primesc 3 artiști tineri în fiecare 2 ani în America, și care a fost angajată, a primit un job de profesoară, unde când s-a dus să-și semneze contractul, atunci a spus: sper că nu m-ați angajat pentru că sunt femeie filipineză, pentru că pe mine m-ar umili acest fapt. Sper că m-ați angajat pentru ceea ce sunt, pentru ceea ce fac și pentru ideile mele și care. Deci eu, și mă întâlnesc cu ei. Ea a lucrat în Thailanda, în toate teatrele importante din America, dar am și foști studenți care sunt director de teatru, sau o studentă, Sarah Rasmussen, care este directoarea unuia dintre cele mai mari centre, MacArthur Art Center din Princeton, care e cel mai mare după Kennedy Center, nu după Kennedy Center, Lincoln Center. Și alții care sunt profesori deja. Deci încerc să țin legătura. Unul dintre studenții mei, care nu a putut să facă Omul cel bun din Sichuan, s-a refugiat în Irlanda, din Statele Unite. Joe Wender, care este iarăși un foarte interesant regizor cu calități muzicale, cântă la pian și care face acum la Dublin un spectacol după Blasted al lui Sarah Kane. Și dumneavoastră ați cântat în formația liceului. Ce ați cântat? Am cântat la chitară. La chitară? Că voiați să fiți pianist. Vreau să fiu pianist, n-am reușit. Regret foarte tare. Copiii mei, doi dintre ei sunt muzicieni. Fiul meu a terminat la Budapesta, e dirijor, tânăr acum, dar cânta și la pian și la trombon. Iar fiica mea, cea mică, este la Cluj, la vioară, la conservator, în anul 3. Da, chitară și cântam rock, pop, Creedence Clearwater Revival, Rolling Stones și așa mai departe. Din păcate, m-au convins băieții ăștia la un festival, Interferențe, este o formație foarte bună a teatrului din Cluj. Cei care cântă și în Oedipul lui... Luz Neckties, care cântă și în Oedipul lui Andrei Șervan. Că m-au convins să cânt Why My Guitar Gently Weeps acum 10 ani, dar de atunci și n-am mai pus... s-a înregistrat? Putem să vedem? Nu știu, s-ar putea. Eu am o fotografie, nu vroiam și m-au tras acolo, eram cu o pălărie și încă cu haine de stradă și am intrat acolo, dar n-am mai pus mâna, nu e. Deci nici măcar pentru mine însumi nu mai pot să cânt așa, pentru că nu... N-aș vrea să trecem fără să evocăm și Hamleții, ca să zic așa. Toată lumea își amintește Hamletul acela din anii 90, cu Adrian Pintea, nu? Poate ultimul Hamlet major în teatrul românesc. Un Hamlet intelectual. Eu am realizat intelectual. Un alt Hamlet la Cluj, am văzut și niște imagini de acolo, care este foarte radical și foarte diferit. Da, un alt fel de Hamlet, Hamletul tinerilor, Hamletul tinerilor care pot schimba ceva azi. Hamletul de la Craiova am amintiri foarte, foarte bune și era în primul rând prietenia care s-a legat între Mihai Constantin și mine și Oana Pelea și mine. După și Voicec, acela era un Hamlet al tinerilor? Părinții erau mai tineri decât... Adică regele era mai tânăr decât Hamlet și Adrian Pintea, care era o minte extraordinară. Deci era foarte puțin actor intelectual de formatul lui Adrian Pintea se mai găsesc în teatru universal de astăzi, care putea să interpreteze, deci putea să înțeleagă și să se joace cu cele mai mici nuanțe ale unui text. Extraordinar era. Și ca
spunea și poezii foarte, foarte bine. Dar cele 24 de zile în care am făcut spectacolul la Craiova, având George Constantin a murit de un an și tatăl meu a murit după ce am început repetițiile. Am zaperea, deci au trecut aproape 15 ani de la moartea lui. Cu drame în echipă pentru fiecare. Și Pintea la fel. Deci toți patru aveam tații dispăruți și marcați foarte greu. Eu chiar atunci, domnul Emil Boroghină, care era director pe atunci, s-a purtat excepțional, impecabil, mi-a dat mașina teatrului să mă duc la mormântare, să organizez, n-aveam mașină pe atunci. Și am revenit și practic am dedicat acel spectacol memoriei taților noștri care dispăruseră și care fiecare era, adică Amza Pelea, nu George Constantin, erau oameni de teatru remarcabil și țin minte că tot în ziua mormântării lui Amza Pelea am avut premiera cu primul spectacol care l-am făcut la Bulandra în 1983, Bulgakov, Ivan Vasilievici. Erau două evenimente triste, mormântarea lui Nichita Stănescu și a lui Amza Pelea, una, deci la o zi diferență. Și era frig, frig în sală la izvor. Domnul Besoiu, care era director, își înregistrase vocea pe difuzoare, se auzea să convingă publicul să nu se dezbrace și alergau garderobierele să împiedice publicul să-și lase și imediat a fost aspru criticat pentru asta, cum e posibil să spună așa ceva. Erau 6 grade în teatru și am niște poze cu repetițiile, cu blânul. E, Hamletul de astăzi, mi se pare că există un fenomen care pe mine mă bucură și îmi dă totuși speranțe, pentru că eu și eu sunt tata 3 copii, dintre care 2 sunt sub 30 de ani și există o tendință care parcă vine ca o reacție la fenomenul în care credința, Dumnezeu sunt înlocuite de profit, de dobânzi, de lumea digitală, de informațiile astea superficiale și sunt totuși tineri pe care nu-i mai interesează neapărat banul, câștigul imediat, motivațiile de moment imediate, ci se gândesc puțin mai în perspectivă, vor și să și citească. Deci aveți doi optimiști de partea aceasta. Vor să recupereze ceea ce n-au primit în sistemul educațional foarte superficial de astăzi, unde, de exemplu, imaginați-vă că fiica mea, deși a făcut liceu de muzică, dar tot e un liceu, n-a învățat anatomie. Deci fără aceste... Ei nu înțeleg că toate aceste discipline se completează, deci nu există, nu se poate să te apleci numai asupra teatrului sau literaturii. Nu? Adică trebuie fizica, chimia, biologia, istoria, geografia, matematica, literatura, toate astea sunt diverse instrumente în a încerca să cunoaștem lumea. Deci instrumente de cunoaștere, dar care sunt foarte interdependente. Nu există doar teatru sau doar fizică. Este o totalitate acestor mijloace de cunoaștere, multe dintre ele descoperite, sau majoritatea lor descoperite de om, talentul nu, dar altele, da? Și atunci ar trebui ca în clasele 1-12 să se pună bazele acelei cunoașteri cum era totuși. Deci eu nu sunt așa de nostalgic, dar știu că ceva nu e în regulă cu nivelul sistemului educațional. Deci bazele acelea pe care trebuie... Deci dacă cineva nu pricepe anatomie, măcar, nu știu, minimă, necesară ca să știe dacă luăm un vaccin experimental, ce ne face, unde ne sunt
ficatul, inima și așa mai departe, atunci nu este un om complet, integru, fără aceste cunoștințe, nu? Aici intrăm într-o discuție care se tot poartă în societatea noastră. Nu mai avem multe minute. Ce n-am reușit? Cred că trebuie să mai facem o ediție, nu știu, când mai veniți în... Poate și îndrăzniu să... În ianuarie, la operă, că mutați acolo. Despre Uniunea Teatrelor din Europa, există și acolo această polarizare a intereselor sau ca directori ai unor instituții care au marcat istoria teatrului european și încearcă să însemne ceva și pentru viitorul ei, găsiți punțile necesare, care continui să cred că justifică existența acestei arte, care e arta teatrului sau artele vii. Deci Uniunea Teatrelor din Europa, creată de Giorgio Strehler și Jacques Lang în 1989-90, cu numai 7 teatre la început, este o moștenire care cumva ne onorează prin faptul că Strehler, care era un om de stânga, dar un adevărat om de stânga și care trata și în spectacolele lui subiectul nedreptății sociale de foarte multe ori, a avut această deschidere spre celelalte culturi care de fapt precedau chiar organizația Uniunii Europene. Deci Uniunea Teatrelor din Europa este mai veche decât Uniunea Europeană și ce urmează. Și erau țări, și acum sunt țări care nu sunt în Uniunea Europeană și au, sau nu sunt în Schengen sau în Uniunea. Deci, de exemplu, Serbia au teatru și de la început era și Rusia cu Mali și era... chiar se vorbea și de... Era Israelul, avea Habima. Nu mai este membru. Acum, la ora actuală, avem 15 membri și există o atmosferă foarte pozitivă în sensul că nu există consens neapărat în ceea ce privește opțiunile noastre repertoriale sau chiar unele ideologii la care aderă unul sau altul, dar există un adevărat dialog sau dispută în care totuși prevalează discursul despre valoare, discursul despre necesitatea de a noi și de a întineri, dar pe baza unor chiar așa tineri foarte bine pregătiți. Există acum, totuși, acum am început să văd și în România, și în Ungaria, și în alte state, că sunt foarte mulți regizori tineri interesanți care sunt mai bine pregătiți și care fac parte din acea echipă sau acel grup de tineri care sunt mai mult interesați. Și din România? Ce nume sunt? Din România, deci Boton, Nagy, Leta Popescu, unii care nu mai sunt așa de tine, Mâzgăreanu, care, deci am văzut spectacol foarte frumos la Constanța. N-aș vrea să omit sau să enumer, că nu pot, dar am adus și încercăm să aducem și la Interferențe alt festival care se face bienal la Cluj, și creațiile unor foarte tineri. Deci foarte la începutul noiembrie, Festivalul Teatrelor Europene cu alte aniversări. Cu teatrele membre, sunt câteva spectacole care rezonează foarte puternic la fenomenele îngrijorătoare de altfel care se întâmplă în lume, nu numai în Ucraina sau în Israel, dar în toată lumea. Această, poate că niciodată n-a mai fost atât de aproape posibilitatea sau realitatea unui război mondial îngrozitor, care pe vremuri un război nuclear sau atomic era în fața noastră în timp, acum este lângă noi în spațiu. Și de aceea cred că în general, un festival de teatru iarăși este un prilej de a ne întâlni și de a ne de a încerca să purtăm acest dialog spre mai bună înțelegere a fiecărei culturi, a diferențelor. Deci ceea ce am moștenit de la Strehler este această diversitate și eu sunt convins că diversitatea
este un drum care încearcă să-i recunoască toate valorile existente sau să le descopere, să le... vrem să extindem Uniunea Teatrelor de Europa, dar nu la numărul acela mare pe care Convenția Teatrală Europeană are vreo 80 și ceva de membri. Noi avem 15, ultimul membru care a intrat este Teatrul Național din Ljubljana, Slovenia, iar următorul va fi Teatrul Național din Barcelona, din Catalunia. Am mai avut un teatru catalan, Liure, Teatrul Liure, care nu mai este membru, și o să intre Teatrul Național din Catalunia. Trebuie să încheiem, știu, în păcate. Știi. Am să vă aștept în ianuarie și la operă, n-am spus, pentru că la Opera Națională fac ultima opera a lui Mozart, la Clemența di Tito, o operă extraordinară care n-a mai fost jucată în România și am o echipă foarte bună. Sper că... Și acum pe 17, 18, 19... Tango octombrie, la Sala Pictură, Teatrul Național. La Teatrul Național Tango. Și sper că le-am deschis un pic apetitul telespectatorilor. Vă mulțumesc mult pentru discuția asta. Și eu mulțumesc foarte mult. Și vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Numai bine!